Mai multe laboratoare de informatică din cele 8 școli ale Comunei Coșești vor fi conectate la internet. Prin introducerea orelor de informatică în orarul elevilor se urmărește creșterea calității procesului educațional din școli, creșterea numărului de elevi și de profesori care au acces la internet și reducerea decalajului între mediul urban și cel rural în ceea ce privește utilizarea calculatorului și conectarea la internet. Suntem în perioada când introducem internetul în toate școlile, de la clasa 1 până la clasa 8-a. Săptămâna viitoare se va face tăierea de panglică la biblionetul din comună, deci va avea toată lumea acces la informație și acolo am introdus internet, avem calculatoare, avem tot ce trebuie. În școli avem 100 de calculatoare, deci toți copiii beneficiază de informații, de internet, de bucuria lor până la urmă. Deși au fost făcute investiții în școlile din comună, tot ar mai trebui câte ceva. Au fost făcute investiții în toate școlile din comună. La momentul ăsta ar mai trebui anumite lucruri rezolvate. De exemplu, aici la școala Coșești, o magazie de lemne care este foarte deteriorată. La școala Leicești, un teren de sport amenajat. În câte știu, există un proiect, dar nu s-a mai derulat, că n-au fost fonduri. Dotarea școlilor cu calculatoare este doar una dintre multele investiții ce se desfășoară la nivelul Comunei Coșești.